Această minge a fost folosită în campionatul României în anii 60, iar această minge a fost produsă de către cei de la Nike în 2021. Astăzi vom testa să vedem care este mingea mai bună și cum au evoluat mingile în 60 de ani. Avem o primă probă în care va trebui să nimeresc 5 ținte cu fiecare dintre ele și apoi vedem timpul în care acest lucru s-a întâmplat. Ianco, cu care vrei să încep? Da, e vechi. Ok, cu asta vechi. Sunt minus 7 grade afară, așadar va fi simplu. Aoleo, nu trebuia să ratez, mai ales asta de aproape. Asta de aproape. Cum? Na, nici nu m-am uitat. Terenul e divin. No. Încă una. Mi se pare imprevizibilă mingea. Nu știu dacă e și vina terenului. Evident am și lovit-o prost, dar diferența o vom vedea la mingea nouă. Vreau măcar un minut să fie diferența. Hai, și start! Încă două! Aaaa! Am sclipit pe amândouă. Exact așa trebuie să nimerești vapoarele inamice în World of Warships, care, după cum bine probabil ați intuit, este sponsorul acestui video. World of Warships este un joc de strategie pe echipe gratuit în care scopul este să îți distrugi inamicii. Bătăliile diferă foarte mult între ele, așadar fiecare mutare pe care o faci poate avea consecințe diferite. Ai de ales din peste 400 de nave diferite ce aparțin de 11 țări și care fac parte din 4 categorii: crucișătoare, distrugătoare, nave de război și portavioane. Fiecare dintre acestea are propriile puncte tari și puncte slabe, dar tu o poți alege pe cea care se potrivește cel mai mult cu stilul tău de joc. Toate navele sunt replici exacte ale celor care au luptat în secolul 20 și sunt personalizabile după bunul plac. Unul dintre cele mai tari aspecte este faptul că poți juca cu prietenii tăi. Iar astăzi Moș Crăciun vine mai repede. Dacă descarci jocul folosind linkul din descriere, primești automat un pachet în valoare de 25 de euro ce te va ajuta enorm să progresezi. Iar din partea mea, dacă descarci jocul și te abonezi, primești această minge de Champions League. Așadar, descărcați jocul și mulțumesc celor de la World of Warships care au făcut acest video posibil. Să revenim cu celelalte teste pentru mingi. Testăm să vedem cât de sus sar aceste mingi la contactul cu solul. Prima dată începem cu cea nouă. Ia să vedem. Deci de pe aici. Vă l-am alături de mine pe Adi. Salut, Adi! Salut! Aveți și Instagramul lui dacă vreți să-i dați un follow. Vreau să-mi spui cu care minge vrei să începem. Avem 10 șuturi cu fiecare minge ca să vedem diferența dintre ele. O să începem cu cea bună. Ok, începem cu cea modernă. Modern. Hai, mult succes în poartă. Un început mai mult decât de când, două din două. Merge bine mingea asta, n-am ce spune. Asta e diferența între clipurile cu fotbalist și clipurile în care am timp să mă încălzesc. Aoleu! Ok! Alea era microfonul meu. Urmează șuturile cu mingea din anii 60. Vă spun că se simte mult mai ușor la picior și se aude. Pare că e mai goală, cum făcea domnul Becali. Uite cum bate la mine, vezi? Vezi cum bate? Cred
cred că s-a văzut foarte bine și pe cameră faptul că mingea veche e mult mai imprevizibilă, se pare mult mai ușoară, iar tehnica de lovire clar diferă față de cea modernă. Mereu am avut impresia că această minge este mult mai ușoară decât cea nouă, așadar haideți să testăm să vedem acest lucru. Din cauza faptului că nu stă pe o suprafață dreaptă, cântarul mi-arată 247 de grame, dar facem diferența, nu este problema. 695 de grame la mingea veche, evident cu diferența. 682, deci este cu vreo 13 grame mai ușoară. Nu aș fi zis, probabil diferența vine totuși din diametru, asta pare un pic mai mare, măsurăm asta imediat. Acum încercăm 10 voleuri, la fel cu fiecare minge, să vedem cu care voi înscrie mai multe și cu care mă voi simți mult mai confortabil. Ia! Te-a scos o Adi! Na, bara asta a fost a mea, nu mai a fost a ta. Switch it up. Start, vezi că e mult mai greu să îi dau curs. Bună, asta bun. Așadar, la diametru, fix până aici, așa. Iar pentru cea nouă, așadar, acum avem atât. Pentru a vedea diferența și a face un test complet, urmează să încerc 5 lovituri de cap cu fiecare. Ei bine, știți deja, din video-ul cu Kevin Luca, sens din altele, poate dinainte, cu Viera, nu mă pricep la dat cu capul. Să vedem totuși ce va ieși. O, o să fie iar azi. Dar trebuie să învăț, am zis, în 3 luni trebuie să învăț. Switch it up. N-a putut să salveze Alisa, a fost imparabil.